În fața celui care este atotputernic, în fața celui care este de trei ori sfânt, în fața celui care a creat cerul și pământul, în fața lui ne-am adunat și ne închinăm. Și aș vrea să privim o imagine pe care Ioan, apostolul, ucenicul, a văzut-o când s-a apropiat de Domnul Iisus. Imagine deschisă în Apocalipsa. Apocalipsa 1 cu versetul 10, dacă poate fi afișat, vorbește despre imaginea celui în fața căruia ne-am adunat astăzi. Cred că dacă avem o imagine corectă a lui Hristos, vom avea și o cântare corectă, o viață corectă și o atitudine corectă. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, ce vezi, scrie într-o carte și trimite celor șapte biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Ioan aude glasul și spune Scriptura: m-am întors să văd glasul celui care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, în mijlocul bisericilor, pentru că sfeșnicele sunt traduse ca fiind bisericile, iată cine este. Am văzut pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Și încercați să vă imaginați toată această descriere. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept ca un brâu. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Și după ce ai o astfel de imagine, care e reacția? O reacție indiferentă? O reacție de obișnuință? Iată care e reacția lui Ioan, apostolul. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. O astfel de imagine determină din partea noastră o altă stare. Nu cred că îi putem cânta oricum. Nu cred că putem fredona o anumită cântare fără să ne gândim la ea. Nu cred că putem să cântăm și gândurile să fie în altă parte. Când avem înaintea noastră imaginea lui Iisus Hristos, așa cum o descrie Sfânta Scriptură, atitudine de o reverență și de o închinare totală.
Vă invit să ne ridicăm și să mai cântăm o dată ultima strofă din cântarea pe care tocmai am cântat-o, după care aș vrea să vă invit să facem ceva. Să cădem și noi la pământ, dar în inimile noastre. Poate am venit cu poveri, poate am venit cu dureri, poate am venit cu probleme, poate am venit cu greutăți sau păcate pe care numai noi le știm, alții nu le cunosc. Haideți să venim cu ele la picioarele lui Hristos, la Cel care oricum are privirea ca para focului și ne cunoaște, și să vărsăm inima noastră, problema noastră, durerea noastră, păcatul nostru, într-o rugăciune în comun înainte lui Dumnezeu. Să vărsăm înaintea Domnului problemele, păcatele, durerile noastre. Ne rugăm fiecare dintre noi. Nimeni nu este ca tine. Tu ai fost la început, tu ai fost îmbrăcat cu mărăția dumnezeiască. Iisuse, mereu e plâng. Ne închinăm în dimineața aceasta înaintea ta și îți mulțumim de jertfa de la Golgota, prin care ne-ai înfiat și ne-ai făcut fiei împărăției tale. Mulțumim mult de tot! Acum te rog să binecuvintezi cuvântul tău în dimineața aceasta și robii de care te vei folosi în dimineața aceasta. Și cuvântul tău să zbuciume viețile împovorate, apăsate de lucrurile dușmanului. Doamne, lui îți mulțumim pentru toate lucrurile. Amin. Scriptura spune că mai mult decât orice, Dumnezeu iubește omul. Iubește chiar pe cel păcătos, chiar pe cel cu păcate, chiar pe cel împovărat, și despre asta vrem să cântăm acum. Rămânem în duhul închinării, în duhul cântării, în duhul rugăciunii și vă invit să rostim împreună aceste frumoase cuvinte. Doamne, mai mult ca orice, Tu iubești omul. Și asta e nădejdea pe baza căreia venim înaintea Ta.
memorează aceste cuvinte și ancorate în Sfânta Scriptură, Apocalipsa 1:5, care vorbește despre iubirea lui Dumnezeu, care nu e doar declarativă, ci și jertfitoare. Scriptura spune: a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă invit să avem o rugăciune de laudă, de mulțumire, că ne iubește, că ne-a iubit și s-a jertfit la cruce pentru noi. E cea mai mare declarație reală de iubire din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, în rugăciuni scurte, pe rând, dar pline de putere, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Primește, Doamne, și în dimineața aceasta laudele din gurile și din inimile noastre pentru toată dragostea care o ales față de noi. Amin. Amin. Mulțumesc și eu, Tată Ceresc, că ai îngăduit ca încă o dată să pot să fiu cu frații mei din locul acesta. Mulțumesc pentru dragostea ta, pentru viza care ne port tuturor. Amin. Amin. Primește, Doamne, din toate laudele care vreau să aduc în această dimineață și în laudele. Thank you.
De fiecare se apropie de tine. Este și de ocupare în toate. Amin. Ne închinăm cu reverență Domnul nostru și Dumnezeul nostru și îți mulțumim din toată inima pentru iubirea ta jertfitoare. Te slăvim și îți mulțumim că ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Te binecuvântăm și te glorificăm că ești veșnic, sfânt și minunat. Îți mulțumim și te lăudăm acum și în veci de veci. Amin. Amin. Doamne Iisuse, noi închin înaintea ta, jertfa ta de la bolul ta, pereasa pentru păcatul meu. Ai primit suferințe, plângere, Doamne. Și pereasa care meritam eu, ai purtat-o tu. Și prin aceasta ne face cu Dumnezeu și în sufletul meu. Îți mulțumesc, Doamne, că prin rănile tale sunt înălțată. Slavă și înălțime, Tatăl Fiului și Duhului Sfânt, pentru care ta mă reacție. Amin. 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 Ocupăm locurile. Continuăm să ne închinăm. Thank you.
apropiat de Preasfântul Dumnezeu, nu prin meritele noastre, nu prin vrednicia noastră sau prin ceea ce credem că suntem sau am realizat. Singurul mijloc de apropiere de Dumnezeu, Iisus Hristos și jertfa Lui. Slăvit să fie numele Său. Dar în jertfa Lui găsesc eliberare nu doar de păcate, ci găsesc eliberare și de boli. Scriptura spune în Isaia, capitolul 53, că în rănile Lui suntem tămăduiți. Și cred că Dumnezeu e același era și în veci, care poate să dea vindecare. Și aș vrea să avem o rugăciune specială pentru doi frați dragi nouă, care săptămâna aceasta, în care deja am intrat, vor avea de suportat două operații, două intervenții. Pentru fratele Pavel, e în mijlocul nostru și e o bucurie să-l vedem între noi. Și aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să-i poarte de grijă săptămâna viitoare când va fi în cadrul operației, să-i dea biruință. Să dea biruință medicilor, dar mai presus de iscusința medicilor, el să-și pune mâna. Pentru că el are putere de vindecare și de restaurare complet. De dimineață am fost sunat de fratele Ovidiu Durdun să vă mulțumească pentru rugăciunile înălțate. Se simte bine. Urmează însă să mai aibă o operație, o intervenție la Cluj, săptămâna în care tocmai am intrat. Haideți să cerem ca Dumnezeu să-i poarte de grijă și în timpul acestei intervenții. Și în rănile lui să găsească eliberare și vindecare și restaurare totală. Atât fratele Ovidiu Durdun, cât și fratele Pavel. Și vă invit să ne mai rugăm pentru ceva. Să ne rugăm și pentru lumea în care trăim, pentru situația din Egipt. Dacă în Scriptură Egiptul este menționat ca fiind patria sclaviei și din punct de vedere spiritual în Noul Testament, Egiptul reprezintă păcatul, cel care te ține rob, astăzi din punct de vedere istoric, Egiptul cunoaște mari frământări. Să cerem ca egiptenii să cunoască pacea prin Iisus Hristos. Într-o mare de oameni care nu recunosc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să cerem, Doamne, chiar în aceste vremuri tulburi, te rog să intervii cu puterea Ta, să te arăți de cunoscut. Doar Tu ești cel care poți aduce pacea. Ne rugăm pentru pace în Egipt prin cunoașterea Lui Hristos și ne rugăm pentru vindecare și restaurare pentru fratele Pavel și pentru fratele Ovidiu Durdun. Vă invit să ne ridicăm. Și într-o rugăciune în comun ne rugăm cu toții pentru aceste trei deziderate. Iar la finalul rugăciunii rugăm pe fratele Nicu Adam să se unească cu noi toți și să ceară binecuvântarea Lui Dumnezeu. Ne rugăm în comun. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți aducem mulțumire și închinare pentru dragostea Ta cea mare, dragostea Ta jertfitoare pe care ai arătat-o prin Fiul Tău pe iubit. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat și nouă harul acesta să cunoaștem dragostea Ta. Te lăudăm pentru că Ți-ai dat Fiul să moară pentru noi și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Mulțumim, Doamne, pentru că Ți-ai răscumpărat un popor și vrem în această dimineață să ne unim rugăciunile împreună și să cerem de la Tine ocrotirea Ta, călăuzirea Ta și izbândă de la Tine. Binecuvintează, Te rogăm, pe fratele Pavel și pe fratele Ovidiu. Îi încredințăm în mâna Ta. Tu, care ești medicul cel mare, Doamne, intervină Tu cu puterea Ta. Și am vrea, Doamne, să iei mâna medicilor, priceperea lor și Tu să fii Cel care dai vindecare. Binecuvintează, Te rugăm, familia. Amin. Și Te rugăm, Doamne, să îi încurajezi și prin aceste vremuri de încercare. Amin. Ne rugăm de asemenea, Doamne, să Te înduri de poporul egiptean. Amin. Și să aduci eliberare. Amin.
să aduci pacea ta și cunoștința prin cuvântul tău, ca acest popor să se întoarcă cu fața spre tine. De asemenea, ne rugăm, Doamne, și pentru pacea Ierusalimului, să binecuvintezi Tu această țară și să ne binecuvintezi pe toți împreună, pentru ca să-ți dăm slavă și laudă aici pe pământ și veșnicie. Amin. Amin. În vremuri de încercări, credința este testată și cred că familia celor doi frați pentru care ne-am rugat trec prin vremuri de încercări. Dar următoarea cântare, următoarea rugăciune spune: nu ești învins cât timp credința e acolo și rămâne tare. Pe baza promisiunii lui Hristos mergem înainte, că El este cu noi, că ne poartă. A promis, cu niciun chip nu ne va părăsi. Și asta e credința de care ne ancorăm. Ești învins cât din credință, nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins, credința iarăși te ridică.
Slăvit să fie Dumnezeu! Cine crede în Hristos, spunea cântarea corului, e un fiu etern și rămâne dincolo de înălțimea sau mărimea anilor stelelor. Asta e mare har. Nu știu dacă totdeauna ne dăm seama de bogăția harului pe care îl avem, și anume de a fi copii al lui Dumnezeu răscumpărați de însuși Dumnezeu cu sângele Său. În fața unui astfel de Dumnezeu suntem adunați în această dimineață să-i dăm slavă și cinste. Vă spunem bun venit la închinare tuturor acelora care nu sunteți din Sibiu, care ne vizitați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă poate ați intrat pentru prima dată în casa lui Dumnezeu Betania de aici, fiți binecuvântați. Îl văd pe fratele Marc, s-a întors după o perioadă acasă, chiar dacă fratele Marc e din America, el și-a făcut schimbare de cetățenie și e român, român cetățean al cerului. Bine ai venit acasă! Fiecare dintre dumneavoastră poate cunoașteți pe cineva lângă dumneavoastră care a venit pentru prima dată. Eu nu-l cunosc. Dar de aceea vă invit să vă uitați în stânga, în dreapta dumneavoastră, să întindem o mână plină de căldură pentru cel din dreapta și din stânga, să-l binecuvântăm în numele Domnului. Sunt și două anunțuri importante pentru biserică, în special pentru anumite categorii de persoane din biserică, și anume, toți cei care ați lipsit săptămâna aceasta la repetițiile de fanfare, sau care doriți să fiți parte a fanfarei, anunțăm deja cu bucurie și cu entuziasm că în prima duminică din luna august, fanfara va răsuna puternic. După un an de zile când ei s-au pregătit, au adunat instrumente, au învățat, vor lăuda pe Dumnezeu. Așa că toți cei care încă n-ați fost în fanfare sau ați lipsit, vă invităm luni și vineri de la orele 19. Fanfaristul șef David ne anunță asta, așa că cu drag vă așteptăm la această slujire. Și un alt anunț care se adresează tinerilor, există o tabără adresată tuturor tinerilor din biserică, fie că sunteți la tineret, fie că sunteți la Vox Day, între 19 și 25 august la Breaza, împreună cu tinerii de la Biserica Betel 2. Toți cei interesați, la final vă rog să luați legătura cu fratele Iulian Bisericaru. Vara aceasta nu e o vară în care să pierdem vremea, ci o vară în care să slujim lui Dumnezeu. Facă Domnul să avem o inimă gata de slujire prin orice ocazie ne pune la dispoziție. Corul să laude pe Domnul cu o cântare. Thank you.
dacă Dumnezeu ne va ține în viață, după amiază vom fi vizitați de un frate din Iordania, dar care trăiește în Statele Unite, căsătorit cu o româncă. Este un frate apologet. Apologet este cel care apără credința creștină, de renume mondial, aș putea spune, care va încerca să răspundă la 4 obiecții pe care ateii le aduc împotriva creștinismului. Spre exemplu, cum poate să existe un Dumnezeu bun dacă există atâta suferință în jurul nostru? Sau, cum pot creștinii să afirme că doar ei au calea către cer? De ce? Într-o societate care cunoaște multe alte religii și multe alte căi, de ce creștinii se țin cu atâta înverșunare de afirmație Iisus e singura cale? Fratele Caldun Suez ne va vizita în această dupămasă și de aceea vă invităm cu drag să aflăm, să fim echipați cât mai bine pentru a afla adevărurile lui Dumnezeu cu privire la subiectele sensibile și grele. În același timp, după amiază, vă invităm la ceva în plus. Și anume, ne-am tot întrebat cum putem face ca legăturile între noi să cunoască o mai bună relație. Și anume, ne uităm că ne așezăm câteodată în strana noastră, în locul nostru. Câteodată întindem mâna către cel din dreapta sau din stânga, dar foarte scurt. Și ne-am gândit că tare bine ar fi să îmbunătățim legătura frățească între noi. De aceea, în seara aceasta și nu numai, duminica, va exista un serviciu prescurtat, dar părtășia va continua. Și vom continua părtășia afară. Este o curte mare cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, în fața unui ceai și a ceea ce dumneavoastră sunteți îndemnați să aduceți surorile, poate o prăjitură bună, poate un saleu deosebit, să avem părtășie, să ne cunoaștem mai bine. Și în seara aceasta, dorința e să ne relaționăm cu cei cu care n-am relaționat niciodată. Venim la biserică de multe ori, ne așezăm și plecăm repede acasă. Și nu de puține ori am auzit o expresie care mi-a întristat inima. Vin la biserică de luni de zile și nimeni nu m-a băgat în seamă. Și cred că asta e o tragedie. Chiar dacă suntem mulți și relațiile dintre noi nu pot fi cunoscute pe de-antregul, cred că e important să ne deschidem inima, mâna, unul către celălalt. De aceea vă invităm cu dragă inimă, după terminarea serviciului divin din seara aceasta, o părtășie care continuă afară. Părtășie în care nu ne vom cunoaște doar noi de noi, dar vom avea curajul să mergem la altcineva, să spunem, frate, soră, eu sunt așa, vreau să mă rog pentru tine. Pentru ce mă pot ruga? Cum pot să fiu parte a trupului lui Hristos slujindu-te pe tine? De aceea, cei care puteți numai, care doriți, sunteți îndemnați de seară ceva, o gustare mică să aduceți împreună. Vom avea, așa cum spune în Scriptură, în Faptele Apostolilor, acele mese comune în care relaționăm, ne rugăm unii pentru alții ca părtășia noastră să crească. Cântăm spre slavă lui Dumnezeu cântare comună, timp în care ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie, pe Sfânta Vieții Cărare. Iisuse, cu foc vom cânta. În
Dumnezeu ne-a rânduit să slujim de laudă slavei sale. În toate lucrurile care le facem, așa cum spune și Apostolul Pavel la Coloseni 3, și orice face, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Fiecare lucru, cât de mic, poate însemna un prilej de glorificare a lui Dumnezeu. Și fiecare lucru, cât de mic, rău, poate să fie un prilej de ispită, de cădere, de depărtare de Dumnezeu. De aceea, să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să slujim de laudă slavei sale în toate lucrurile. Amin. Ne bucurăm că astăzi împreună cu noi la închinare este și fratele Beniamin Teodosiu. Numele lui este acum în America pentru o vreme, dar văd că inima e în România. Și fiind pensionar, în perioada de vară petrece mai mult timp aici, în Țara Moților, acolo unde este casa părintească. Ajută acolo biserică. Fratele este din Nashville, Tennessee. Și mi-aduc aminte cu foarte mulți ani. Am fost la slujba de ordinare a fratelui ca presbiter în biserica din Ekron. Câți ani sunt de atunci? Mulți. Probabil că vreo 20 de ani. Ne bucurăm că este cu noi astăzi și dorim ca Domnul să-L împuternicească, să ne aducă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și prin fratele salutăm pe frații din Munții Apuseni și pe frații din America. Corul să mai laude pe Domnul cu o cântare și apoi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Sunt nespus de bucuros în această dimineață că sunt în mijlocul dumneavoastră în locul acesta. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de când am plecat din această biserică. Aveam 3 copii mici și acum toți sunt căsătoriți și ei au copii. Sunt așezați la casele lor, iar eu sunt pensionar și mai nou și musafir. Și cred că este cel mai bine să fii pensionar musafir. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care l-am să fiu aici. O singură nemulțumire am, că sunt foarte puțini pe care îi cunosc. Când am plecat, îi cunoșteam pe toți. Și acum foarte puțini mai sunt pe care îi cunosc. Probabil că unii s-au schimbat și nu-i mai cunosc eu. Probabil că alții au plecat în alte părți sau cei mai în vârstă au plecat la Domnul și ne așteaptă ca într-o zi să ne întâlnim cu toții acolo. Soția mea transmite salutări, mi-a spus să transmit salutări sfinte fraților de aici, de asemenea mama soacră, Anica Vătran, care locuiește cu noi. Luna aceasta împlinește 82 de ani și este încă sănătoasă, încă o duce bine și ne bucurăm de că suntem împreună în aceeași casă. Copiii au plecat la casele lor și altfel aș fi fost numai eu cu soția, dar așa suntem 3. Am venit de o lună de zile, am petrecut în Munții Apuseni și acum în drum de la Galați, am fost la unde sunt cuscrii mei, m-am dus să-i vizitez și în drum spre Țara Moților m-am oprit să fiu astăzi cu dumneavoastră în locul acesta. Aș vrea să ne ridicăm, să citim câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, de la versetul 7 până la versetul 11. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 7 până la versetul 11, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Iisus le-a mai zis, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Amin. Să plecăm capetele și să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim că ești Tatăl nostru. Îți mulțumim că în dragostea ta pentru noi l-ai trimis pe unicul tău fiu ca să vină să ne caute, să ne răscumpere, să ne mântuiască. Îți mulțumim, Doamne, că în jertfa de pe Calvar ne-ai înfrățit și îți mulțumim că ești cu noi prin Duhul tău cel Sfânt și putem să ne bucurăm în tine, să ne închinăm ție și să beneficiem de toate promisiunile tale pe care le-ai lăsat pentru noi. Doamne, știm că în curând vei veni din nou ca să ne iei la tine, de aceea te rugăm, ajută-ne ca să stăm neclintiți lângă tine, ajută-ne să te cunoaștem mai mult, să te iubim mai mult. Te rog și în această dimineață să ne cercetezi prin cuvântul tău și să ne ajuți, Doamne, ca să învățăm tot ceea ce vrei să ne spui și să aplicăm în viețile noastre. Binecuvintează pe toți frații și surorile, pe toți prietenii casei tale, pe toți tineri și pe copii, Doamne, și ajută-ne pe toți să creștem tot mai mult în credință, iar atunci când tu vei veni cu toții să avem parte de tine. Amin. Ocupăm locurile. Am lucrat mulți ani în Statele Unite și am avut multe experiențe acolo. Odată un coleg de-a meu îmi spune așa, Benny, de câțiva ani mă uit la tine și se pare că tu mergi în viață cam așa. Iar eu am fost nemulțumit, cum așa? Eu aș vrea să merg așa, să merg puțin în sus, nu drept. După aceea mi-a explicat de ce. Pentru că eu merg așa. Deci el mergea sus și jos. În diferitele situații cu care se confrunta,
Uneori era bine, se afla într-o stare bună, alteori trecând printr-o încercare, printr-o problemă, era în jos și tot așa oscila. Pe când el remarcase la mine că eu merg drept. Viața noastră de copii ai lui Dumnezeu este diferită de cei care sunt în lume. Noi îl avem pe Domnul Iisus ca Mântuitor al nostru și El este cu noi în fiecare zi și este gata să ne vină în ajutor când noi apelăm la El și când suntem deschiși pentru El. În textul care l-am citit, spune aici, în versetul 10, ultima parte, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Deci nu numai să trăim. Domnul Iisus nu a venit numai ca să ne răscumpere din păcat, să ne ierte de păcatele noastre, dar vrea mai mult de la noi, vrea să avem o viață din belșug. Vrea ca noi să trăim ca adevărați răscumpărați, vrea ca noi să facem progres, să nu rămânem în starea de la început când l-am primit pe Domnul Iisus, ci să creștem tot mai mult și să se vadă în noi o viață din belșug. Ce este viața din belșug? Viața din belșug nu este numai să fii sănătos. Unii zic, care n-au sănătate, zic, m-aș putea bucura de viață dacă aș avea sănătate. Alții poate spun, dacă aș avea bani, m-aș putea bucura de o viață cum trebuie. Sau dacă aș avea relații, aș putea să mă bucur de o viață deosebită. Dacă aș avea prieteni. Sunt multe interpretări, multe gândiri ale oamenilor, însă Sfânta Scriptură este foarte clară cu privire la aceasta. O viață din belșug nu poate fi în afară de Domnul Iisus, nu poate fi în afară de a-L cunoaște pe El, de a-L avea în viața de fiecare zi. Și viața din belșug este caracterizată, deci putem să vedem dacă avem o viață de belșug, uitându-ne dacă avem roade. Roadele sunt indicatorul vieții din belșug. Deci când noi avem roade, atunci, într-adevăr, trăim o viață din belșug. Vedeți, și în lumea înconjurătoare, în viața plantelor, în viața animalelor, totul se vede împlinire atunci când se văd roade. Și roadele nu se referă la cele rele, ci la cele care sunt bune și sunt relatate așa de minunat în Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5. Sunt roadele Duhului Sfânt, roade care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi care L-am primit pe Domnul Iisus și care Îl urmăm. Și acestea sunt menționate și sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Sunt enumerate așa de frumos și de multe ori, dacă privim cu atenție, ne dăm seama, am putea să ne dăm seama unde nu suntem chiar cum ar trebui. Poate ne trebuie mai multă dragoste să avem, poate uneori n-am fost destul de credincioși în lui Dumnezeu și deși El este credincios față de noi, poate uneori în loc să fim bucuroși, că avem bucuria mântuirii, noi ne-am arătat triști, nu l-am reprezentat pe Mântuitorul nostru în fața lumii așa cum trebuia, pentru că fața noastră nu arăta că suntem răscumpărați, nu eram plini de bucuria mântuirii sau de pace care trebuia să întreacă orice pricepere și să predomine întreaga noastră ființă. Bunătatea, facerea de bine, îndelunga răbdare, blândețea, înfrânarea, sunt niște roade care ne-ar putea face să înțelegem dacă cât de abundentă este viața noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos, cât belșug avem noi în această viață. Deci dacă noi ne cercetăm, dacă noi le analizăm fiecare în parte, atunci și cerem Lui să ne ajute să putem să fim plini de roada Duhului Sfânt, atunci putem să avem o viață din belșug. Dar de multe ori suntem deficitari, poate că avem unele dintre roade și nu le avem pe celelalte, nu le avem pe toate și Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne arate cum am putea noi ca să
să aducem roade. Cum am putea? Care este secretul aducerii roadelor? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan 15:5, cine rămâne în mine aduce multă roadă. Deci noi trebuie să fim atenți ca să rămânem în el. În lumea înconjurătoare adeseori suntem ispitiți să uităm cine suntem, că suntem moștenitori ai cerului, că suntem răscumpărați în sângele Domnului Iisus. Diavolul ne influențează de multe ori și nu rămânem în el. Putem să o luăm într-o altă direcție, putem să facem ceea ce nu-i place lui și să nu, în felul acesta, roada Duhului să nu se mai vadă în viața noastră, să se vadă roade sau fructe care nu sunt plăcute, care nu sunt bune pentru cei din jurul nostru. Roadele din viața noastră trebuie să fie bune pentru cei care ne văd, pentru cei care ne cunosc, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că după roade îi veți cunoaște. Oamenii ne cunosc că suntem copii ai lui Dumnezeu după roadele pe care noi le aducem și de roadele acestea trebuie să beneficieze și ei din viața noastră, să guste, să vadă și viața lor să schimbe privind la roadele din viața noastră. Deci secretul rodirii este rămânerea în el. Dacă rămânem în el, atunci aducem multe roade. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Numai în el, numai prin el putem. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă rămânem în Domnul Iisus, dacă în fiecare zi avem o relație strânsă cu Domnul Iisus, dacă noi căutăm lucrul acesta, dorim lucrul acesta, atunci aducem roade, rămânând în el. Vedeți, uneori, așa cum am spus, sunt ispite, sunt probleme în viață și noi putem să ne îndepărtăm. Cum putem să rămânem în el? Care este cheia sau care este secretul ca să rămâi în Domnul Iisus? Să rămâi în el ca să poți să aduci roade și ca să poți apoi să ai o viață din belșug. Secretul este ascultarea. Atâta timp cât îl asculți pe el, rămâi în el. Când dăm dovadă de neascultare, când începem să ascultăm de alte voci străine care sunt în jurul nostru, de șoaptele celui rău sau de uneori chiar și prietenii pot să ne influențeze prin ei cel rău să ne facă să luăm, să schimbăm direcția, să nu mai dăm dovadă de ascultare, atunci noi nu mai putem să rămânem în el. În Ioan capitolul 15, versetul 10, prima parte, spune: dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea. Deci dacă ascultăm, păzim poruncile lui, atunci rămânem în dragostea lui. Iar în versetul 14, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Sunt cuvintele sfinte ale Mântuitorului nostru care ne îndeamnă și ne arată cum putem să rămânem în el. Doar ascultând cuvântul lui și păzind cuvântul lui cu sfințenie. În 1 Ioan capitolul 3, versetul 24 spune: cine păzește poruncile lui rămâne în el. Și Domnul Iisus ne este un exemplu minunat. În Ioan capitolul 15, la versetul 10, care l-am menționat în ultima parte a versetului 10, spune următoarele cuvinte. Deci vorbește despre noi în prima parte: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Și apoi completează: după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Deci Domnul Iisus ne este un exemplu, El a rămas în dragostea lui Dumnezeu, nu s-a îndepărtat nici cu nimic. El tot ce a făcut când a fost pe pământ a fost conform planului lui Dumnezeu. Nu s-a bătut de la el, a rămas una cu Tatăl până la capăt, ducând la îndeplinire planul de mântuire pentru fiecare dintre noi. Și ne îndeamnă și pe noi să rămânem în el, pentru că numai rămânând în el putem să aducem roade. Și de asemenea, în 1 Ioan capitolul 2, la versetul 3, 1 Ioan capitolul 2, versetul 3 spune:
până la 6. Spune cuvintele acestea: și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Când păzim cuvântul, când ascultăm de el, atunci rămânem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Unii zic că rămân în el, dar nu trăiesc. Și atunci aceasta este dovada că nu sunt cu adevărat în Iisus Hristos. Deci noi, dacă zicem că rămânem în el, trebuie să trăim ca și el. El a fost un exemplu și noi putem să mergem pe urmele lui. Deci secretul ca noi să putem să rămânem în el este ascultarea. Acum, hai să mergem mai departe. Vedeți, am luat-o de sus în jos pentru cei credincioși, ca să putem să ne testăm unde poate am dat faliment sau unde poate am șchiopătat sau unde nu suntem cum trebuie. Am plecat de sus, de la viața din belșug, și după aceea am văzut roadele, că este... poți să ai o viață din belșug dacă ai roade și apoi poți să ai roade numai dacă rămâi în el, poți să rămâi în el numai dacă asculți. Și acum, treapta următoare, tot în jos, care este secretul ascultării? Cum poți să ajungi la ascultare? Pentru că e foarte greu să asculți de zilele de astăzi și, de fapt, întotdeauna este... Puteți să ascultați voi de cineva pe care nu-l cunoașteți, de o persoană care n-ați văzut-o niciodată, să vă tot spună, să faceți ceva, nu-i dați nicio importanță, pentru că este o persoană străină. Și secretul ascultării, să știți că este iubirea. Iubirea. Când iubești pe o persoană, o asculți. Și asta putem să privim în familiile noastre fiecare. Și atunci când un tânăr se îndrăgostește de o fată și se căsătorește cu ea, amândoi caută să, pentru că se iubesc, caută să asculte, să nu facă ceva rău, ceea ce celălalt nu-i place. Deci secretul ascultării e iubirea. Iubirea este la bază. Ea îi determină ca să asculte și să facă, să nu facă contrar unul altuia, ci să rămână într-o relație bună unul cu altul. Așa este și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ca să noi să putem să ascultăm poruncile Lui și cuvântul Lui și să-L trăim în viața noastră, noi trebuie să-L iubim. Dar nu trebuie să avem o ascultare de frică. Nu trebuie să că ne pedepsește sau că ajungem în iad sau că cine știe ce se va putea întâmpla în viața noastră. Nu trebuie să avem o ascultare pentru interes, ca să ne binecuvinteze și să ne dea lucruri materiale. Și trebuie să fie o ascultare din dragoste. Dragoste fără niciun alt interes. Domnul Iisus vrea să fie ascultare deplină din dragoste și spune în Ioan capitolul 14 la versetul 15: dacă mă iubiți, vă veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți. Numai atunci poți să iubești pe cineva. Poți să păzești poruncile sau să asculți de cineva dacă îl iubești. Când îl iubești pe cineva, nu faci nimic împotrivă, nu faci nimic ca să-l superi. Iar în versetul 23 spune: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și versetul următor: cine nu mă iubește, nu păzește cuvântul meu. Când nu-l iubești, când noi nu păzim cuvântul lui Dumnezeu sau când facem ceva ce nu este plăcut lui Dumnezeu, dăm dovadă că nu-l iubim suficient. Că șchiopătăm la acest punct, la iubirea față de Dumnezeu. Acum, și iubirea aceasta este condiționată de ceva. Cum poți să iubești pe cineva? Cum poți să ajungi să-l iubești pe cineva? Care este secretul? Secretul este să-l cunoști. Să-l cunoști. Când îl cunoști, atunci îl iubești. Dacă îl cunoști cu adevărat, cunoști cine este și poți să-l iubești. Cunoașterea este secretul iubirii. Dragostea atunci începe să se
pe măsură ce cunoști pe cineva, începi să-l iubești. Și în Ioan capitolul 15 la versetul 13 spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. În momentul când noi începem să-L cunoaștem pe Mântuitorul nostru, în momentul în care noi ne dăm seama cine este El, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El ne-a iubit întotdeauna, El ne-a iubit mai întâi. Atunci când pentru noi nu exista nicio posibilitate de salvare, atunci când noi cu toții meritam pedeapsa veșnică, atunci când nu se putea face nimic în univers, Dumnezeu în înțelepciunea Lui a hotărât ca să-L trimită pe unicul Său Fiu, pe Domnul Iisus, să vină în lumea noastră, să ne caute și să ne mântuiască. Atunci când înțelegem că de bună voie Domnul Iisus a părăsit gloria cerului și a venit pe pământ și a acceptat să fie batjocorit, să fie bătut, să fie scuipat, să fie pălmuit și să accepte să-i se pună o cunună de spini pe cap, să fie răstignit pe o cruce și să moară, când înțelegem ce a făcut El pentru ca noi să nu mai fim pedepsiți pentru eternitate, atunci, pe măsură ce îl cunoaștem mai mult, începem să-L iubim. Dacă nu am ști nimic despre Domnul Iisus, n-am putea să-L iubim. Dar când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și ne arată cine este binefăcătorul nostru, că noi meritam pedeapsa veșnică, meritam să o eternitate întreagă să stăm în iad cu diavolul și cu îngerii lui, și El a avut milă de noi și ne-a scos pe fiecare din mocirla păcatului și ne-a făcut fii de împărat, ne iubește, ne poartă de grijă, ne binecuvântează în fiecare zi, atunci nu se poate să nu-L iubești, pentru că îl cunoști și El vrea ca noi să-L iubim, dar ca să Îl iubim tot mai mult, trebuie să-L cunoaștem tot mai mult. În 1 Ioan capitolul 3 la versetul 16 spune: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. El și-a dat viața pentru noi și noi atunci am cunoscut lucrul acesta și de aceea noi Îl iubim. Acum, ca să ajungem la cunoașterea Lui, iar trebuie făcut, este o altă etapă și aceasta este ultima, cea mai de jos, este citirea cuvântului. Nu poți să cunoști despre Domnul Iisus decât citind și venind în casa Domnului unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Sau acum mai nou, sunt multe alte oportunități să deschizi calculatorul și să citești despre Domnul Iisus sau să deschizi radio și să asculți. Acum 30 de ani nu erau aceste posibilități. Atunci pe ascuns stăteau frații și mai ascultau câte un post de radio de la Monte Carlo sau puține erau și s-auzeau rău, cu bruiaje și ne bucuram. Acum se poate vedea și la televiziune programe creștine și la radio se pot asculta multe lucruri și sunt posibilități cât multe ca să cunoști, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Mai mult ca orice, totuși rămâne valabilă citirea cuvântului. Fiecare avem Biblie în casa noastră și putem să citim. În timpurile vechi era mai greu. Bibliile erau interzise. Acum sunt, probabil că fiecare avem mai mult decât o Biblie, dar haideți să le luăm, să le citim și să ne apropiem mai mult de, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Anul trecut, când am venit, acolo în Munții Apuseni, unde stau, este mare influență ortodoxă asupra oamenilor și oamenii sunt foarte, foarte religioși în felul lor. Chiar și acum, de a doua zi de Rusalii, s-au dus la biserică și ca să pot să vorbesc mai bine cu ei, anul trecut Dumnezeu așa a lucrat ca cineva de acolo să-mi ofere
care am făcut și eu un serviciu, mi-a oferit o Biblie tipărită de Biserica Ortodoxă. Și am luat-o cu mine în America și în timp de un an am studiat-o și am subliniat-o și am notat pe acolo tot ce a trebuit și unele cuvinte nu știam ce înseamnă, că este o ediție mai veche. Și în foarte puține locuri am găsit unde îmi plăcea mai mult cum scria acolo decât în traducerea Cornilescu, dar în cele mai multe locuri am găsit-o mult mai potrivită cea care o avem și mai ușor de înțeles. Dar o am cu mine când mă duc pe acolo și când trebuie să citesc din Biblie la cineva, citesc din Biblia Ortodoxă la oamenii de acolo, ca să nu zică că asta este o Biblie a sectanților și că nu este bună și că nu are cruce pe ea cu marea lor. Și le citesc din Biblia lor și le spun din cuvântul lui Dumnezeu, că este cuvântul lui. E o altă traducere. Nu există în lumea asta Biblie ortodoxă, Biblie baptistă. E cuvântul lui Dumnezeu pentru indiferent cine îl folosește. Numai că ei au ales aceea traducere și aceea o folosesc și zic că aceea e bună și probabil că au mai adăugat ei ceva pe acolo și au inclus și cărțile necanonice la care ei țin. Și dar e cuvântul, afară de cărțile canonice, celelalte sunt declarate cuvântul lui Dumnezeu și noi suntem încurajați să-l citim, să-l studiem și să-l cunoaștem tot mai mult. Psalmul 1 la versetul 2 spune: și își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la ea. Așa trebuie și noi să facem aceasta. Și acum am să repet cele treptele care le-am amintit pentru cei care vor să facă pasul acesta, care până acum n-au ajuns să cunoască sau să urce pe toate aceste trepte. Și deci prima este să citești cuvântul lui Dumnezeu sau să vii în casa Domnului, să asculți cuvântul lui Dumnezeu și ca să poți să cunoști despre Domnul Iisus, să ajungi la treapta a doua. Când ajungi să cunoști cine este Domnul Iisus și ce a făcut pentru tine, e imposibil ca să nu vii la poala crucii Lui și să te predai Lui și să-i arăți iubirea Lui, pentru că El ne-a iubit întâi. Cunoscându-L pe El, îl iubești. Și când îl iubești pe Domnul Iisus din toată inima ta, e imposibil să nu asculți de poruncile Lui și să nu le împlinești în viața ta. Și când asculți poruncile Lui, se întâmplă următoarea etapă, rămâi în El. Rămânând în El, aduci roade și aducând roade, trăiești o viață din belșug. Și aceasta vrea Domnul Iisus de la noi. Pentru aceasta a venit, ca noi să avem o viață din belșug. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Și pentru dorința asta de a trăi o viață din belșug, viața aceasta din belșug este posibilă doar prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să am și eu câteva gânduri înainte de a sta la masa Domnului, tot din textul acesta din Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de el. Eu sunt ușa. Dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Amin. Biblia este plină de simboluri. Simbolistica biblică este foarte bogată în conținutul ei. Și când ne uităm la simbolurile din Biblie, înțelegem adevăruri comprimate care ne vorbesc despre anumite concepte. Și unul dintre simbolurile cele mai răspândite în Biblie este și ușa. Nu m-am gândit niciodată sau nu m-aș gândi niciodată să mă compar eu cu o ușă. Și mi-am pus întrebarea de ce
s-a comparat Domnul Iisus cu o ușă? Sau de ce Domnul Iisus a spus, eu sunt ușa? Dacă ne uităm în Scriptură, înțelegem de fapt ce înseamnă o ușă. Întâi de toate este o cale de acces dintr-un spațiu în alt spațiu. Dacă această clădire n-ar fi avut uși, n-am fi fost aici. Am intrat toți pe uși. Pe mai multe uși, că așa e regula pompierilor, să fie mai multe uși de acces. Ușa îți permite să intri într-un alt spațiu. Domnul Iisus spune, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va intra și va ieși și va găsi pășune. Înseamnă că ușa este aceea care ne dă acces într-un nou spațiu. Și spațiul acesta se numește Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar vedeți când Domnul Iisus spune, eu sunt ușa, nu spune, eu sunt o ușă, ca și cum ar mai fi și alte uși. Și spune la singular, eu sunt ușa, e una singură. În Ioan capitolul 14 spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sau Faptele Apostolilor capitolul 4 versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este niciun alt nume dat oamenilor sub cer prin care să fim mântuiți. Singurul prin care putem să ajungem la mântuire este Domnul Iisus. Amin. După masă, fratele care va veni ne va explica lucrul acesta mai în detaliu. Eu vreau să vă spun doar tangențial. De ce nu este altă cale de mântuire? Nu poți fi mântuit prin fapte? Prin religie? Prin poziția socială, prin bunătatea ta, prin felul tău moral de a fi? Nicio altă cale nu poate să-ți rezolve problema sufletului tău, problema lăuntrică, problema naturii tale păcătoase. Dumnezeu a rânduit o singură cale prin care noi să fim răscumpărați din felul de jertfețuire și aceasta prin jertfa Domnul Iisus Hristos. El este singura jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale tuturor celor ce cred în El. Amin. El este ușa. Dacă nu L-ai cunoscut personal, ca mântuitorul tău personal, orice ai face, nu poți să fii mântuit. Mântuirea este prin Domnul Iisus care este ușa care aduce mântuirea aceasta. Apoi, ușa este un spațiu care separă lucrurile. Cred că fiecare aveți la apartament sau la casă ușe. Nu-i așa? Când ați plecat de acasă, dacă n-a mai rămas nimeni acasă, ce ați făcut? Ați încuiat bine ușa. Ca nu cumva în timp ce stați la biserică să vină cineva să intre pe ușa descuiată și să sustragă anumite bunuri. Biblia ne spune că ușa într-o zi se va încuia. Avem o pildă în Scriptură care se numește pilda celor 10 fecioare. Mirele zăbovea să vină. Și fecioarele care erau în așteptarea mirelui au adormit. Toate cele 10. La un moment dat s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Și toate s-au trezit. Numai că unele erau pregătite să intre, că aveau un de lemn în candele. Celelalte nu mai aveau un de lemn, candelele lor se stinseseră. S-au dus la cele ce aveau un de lemn și a spus, dați-ne din un de lemnul vostru. Și le-au spus, nu putem să vă dăm, nu cumva să rămânem și noi fără un de lemn.
duceți-vă și vă cumpărați. Și spune Scriptura că în timp ce se duceau să cumpere un de lemn, s-a închis ușa. Cele înțelepte au intrat în lăuntru și celelalte au rămas afară. Și s-au dus și au început să bată la ușe. Doamne, Doamne, deschide-ne! Și ce le răspunde Domnul din lăuntru? Nu știu cine sunteți, nu vă cunosc. Într-o zi, ușa mântuirii, ușa harului, se va închide. Și dacă n-ai intrat pe ușă la timp, vei rămâne afară pentru totdeauna. Câți dintre dumneavoastră ați călătorit cu metrou la București sau la Viena sau în altă parte? Ați văzut că în momentul când se pleacă din stație prima dată se închid ușile? Automat. Poți să stai afară să bați. Nimeni nu-ți mai deschide ușa, că ușa s-a închis. Așa va fi în ziua aceea. Se va închide ușa și unii vor rămâne afară. Și Evanghelia după Matei spune că vor zice unii, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și ce le va răspunde Domnul? Niciodată nu v-am cunoscut. Iubiții mei, dacă n-ai intrat în împărăția lui Dumnezeu și dacă n-ai certitudinea că este Hristos Mântuitorul tău personal, vreau să spun să intri până nu se închide ușa harului. Biblia spune, dați năvală în împărăție, că ușa se va închide în curând. Și interesant încă un lucru, că Domnul Iisus numai că se compară cu ușa prin care se poate intra, sau cu ușa care se va închide, ci Domnul Iisus se compară și cu Cel ce stă la ușe. Iată, eu stau la ușe și bat. El nu este numai ușa, El este și Cel ce stă la ușe și bate. Sigur că textul acesta din Apocalipsa este referitor la biserica din Laodicea, care nu mai avea pe Domnul Iisus înăuntru, și Domnul Iisus era afară, la ușă, și bătea. Dar asta s-ar putea aplica și la fiecare dintre noi, că Domnul Iisus este la ușă și bate. Și în fiecare zi, cred că Domnul Iisus vrea să aibă comuniune cu noi. Ce reprezintă asta? Reprezintă un act liber de voință. Poți să-i deschizi sau poți să ții ușa închisă pentru Domnul. El nu forțează ușa. Ușa inimilor noastre este cu clanță doar pe din lăuntru. Și El spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă tu îmi deschizi, eu voi intra. Și urmează făgăduințele de acolo, voi cina cu tine, voi rămâne cu tine. Îți voi binecuvânta casa, îți voi binecuvânta viața. Dar dacă nu-i deschizi, Domnul nu poate să intre. Și vei spune, asta e prea de tot. Nu poate Domnul să intre. Domnul poate totul. Domnul poate totul în ce privește viața celora care îl acceptă pe El. Dar dacă nu-l accepți pe El și îl respingi, îl refuzi, El nu poate să facă mai mult. Poate că bătaia la ușa inimii tale este o boală. Sau o lipsă. Sau o frământare lăuntrică. Sau o situație grea prin care treci. În situația asta înțelege că de fapt este Domnul acolo care vrea să intre să aibă părtășie cu tine. Vă aduc încă o imagine în față. Doi ucenici mergeau spre Emaus. Mergeau pe drum și nu știau că merg împreună cu Iisus, fiindcă ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Când au ajuns în Emaus, Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe.
Dar cei doi care au fost acum pătrunși de cuvântul, care l-au discutat pe drum, când le deschidea scripturile pe drum, au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și Domnul Iisus a intrat în casa lor. Și ce a făcut Domnul Iisus când a intrat în casă? A binecuvântat și a frânt pâinea. Asta le-a marcat viața. Că scrie evanghelistul Luca, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Un climat intim al familiei în care oaspetele cele mai de seamă ia și frânge pâinea. Dar în gestul acesta i-au înțeles Eucharistia, adică jertfa de mulțumire. Că atunci când Domnul binecuvintează și frânge pâinea, este de fapt mulțumirea sau jertfa de mulțumire, Eucharistia. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni că ce-am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a binecuvântat pe Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor voastre. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Astăzi și noi vom face lucrul acesta. Și aș vrea să repet încă o dată, nu este altă cale de a fi mântuit decât prin Domnul Iisus. El este ușa. Dar ușa Harului se va închide odată. Singurul care poți să deschizi inima ta să-L primești pe Hristos ești tu. Căci Domnul Iisus vrea să intre și să aibă comuniune cu tine. Să aibă părtășie cu tine. Haideți să ne ridicăm cu toții la rugăciune. Ne închinăm și îți mulțumim, Tată bun, că în lumea noastră plină de poveri și de păcate, L-ai trimis pe Fiul Tău preiubit, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca prin El să avem viață și să avem o viață din belșug. Mulțumim pentru această ușă deschisă prin care și noi putem intra prin credință, prin pocăință. Doamne, ajută-ne să intrăm câtă vreme este har. Și ajută-ne, Doamne, să-ți deschidem inima, ca inimile noastre să fie curățite și sfințite de Tine, de Duhul Tău, de prezența Ta. Binecuvintează părtășia noastră la masă și binecuvintează pe toți cei ce se apropie de masa aceasta. Fă ca într-un chip vretnic, prin vretnicia Ta, să putem să ne apropiem de pâinea aceasta și de paharul acesta. Și ne binecuvintează ca în felul acesta să slujim de laudă slavei Tale. Amin. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a dat-o ucenicilor. Vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâinea aceasta și fratele Marc ne va conduce în rugăciune cu voce tare. Doamne, nu putem decât să-ți mulțumim pentru că Tu ai murit pentru noi, că noi putem să avem viață, să intrăm prin ușa. Mulțumim, Doamne, pentru părtășie pe care o avem cu Tine, din cauza că Tu ai luat păcatele mele, păcatele noastre asupra Ta și ai iertat, ne-ai iertat. Mulțumim, Doamne, că putem acum să avem părtășie cu Tine și acum Te rugăm ca să fie o părtășie adâncă. Doamne, ajută-ne să ne gândim la Tine și la ce ai făcut pentru noi. Fii slăvit în veci. Amin.
Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că și ne mănâncă și bea și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. La masa Domnului vor lua parte toți frații și surorile care sunt în rânduială în viața lor personală, în relația cu Dumnezeu și cu biserica, cu frații. În urma cercetării, lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne curățească și sângele Lui să ne spele de orice vină. Și în felul acesta ne vom apropia de masa Domnului. În semn de respect, rămânem în picioare cei ce se împărtășesc, împărțiți între voi. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, a spus Domnul Iisus. Luați, mâncați! Tot astfel, după cină, Iisus a luat paharul și a zis: acest parahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste paharul acesta, împreună cu fratele Adi Bratosin. Doamne, mulțumim
pentru sângele Tău care aduce iertare, restaurare și împăcare. Mulțumim pentru puterea Ta de a ne curăți viețile și de a ne transforma tot mai mult după chipul și asemănarea Ta. Doamne, ne împărtășim cu Tine pentru că vrem să fim tot mai mult ca Tine. Vrem să umblăm cu Tine, vrem să trăiești Tu noi și să nu mai trăim noi înșine. Te rugăm, ajută-ne la lucrul acesta. Și fie ca chipul Tău să ia tot mai mult formă în noi, să fim purtători de Hristos în lumea în care ne-ai așezat. Mulțumim încă o dată pentru că ai dat totul ca să ne câștigi cu totul pentru Tine. Ajută-ne să trăim zi de zi în ascultare de Tine. Amin. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Beți toți din el. La cruce unde Hristos muria, am dorit harul al dobândii. Sângele lui Sfânt m-a curățit, laudă-i fie.
care prin sângele jertfei sale ne-a spălat și a făcut din noi un preot și o împărăție pentru Dumnezeu. A Lui să fie slava, cinstea și închinarea și acum și în vecii vecilor. Amin. Amin.